Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate 75 de locuri de muncă vacante. Ofertele sunt disponibile atât pentru șomerii indemnizați, cât și pentru cei neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 75 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de securitate 1 loc, ambalator manual 1, agent contractor și achiziții 1, barman 1, confecționar articole textile 2, confecționar îmbrăcare volane 15, dispecer 2 locuri, frezor universal 1, funcționar documente 1, faianțar 3, femeie de serviciu 1, inginer topograf 1 loc, inginer electroenergetician 1, inginer mecanic 1, îngrijitor clădiri 1, instalator apă canal 1 loc, instalator sanitar 1, lucrător pensiune turistică 1 loc, lucrător comercial 2, lăcătuș mecanic 3 locuri, manipulant mărfuri 1, lucrător salubrizare 1, mecanic auto 1 loc, muștor necalificat în construcție un loc, muștor necalificat în alte domenii de activitate 6, ospătar 4, pizar, ospătar 2 locuri, pardon, pizar 4, strungar universal 1, secretar economic 1, șofer 7 locuri, schelar 1 loc, tehnician electrotehnist 1 loc, măzător 1 loc și 6 locuri pentru cei care au calificarea de zidar. Cei interesați pot consulta ofertele de muncă la sediul AGOFM din municipiul Drobeta, Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.